Minerii din Valea Jiului au primă de ziua lor. Decizia stă în mâna Consiliului de Administrație al companiei Huilei din Petroșani, care stabilește vineri cum vor primi ortacii primele. Directorul general CNH, Constantin Drăgoi, spune că suma a fost deja stabilită, dar pentru că până acum s-au tot dat tichete, după greva din martie, acestea s-au terminat și acum se caută o soluție. Pot să vă spun că mâine, 27 iulie, va fi Consiliul de Administrație la Compania Națională a Huilei, Consiliul în care se va lua o decizie cu privire la prima de ziua minerului. Deci noi sperăm că vor fi alocate 4 milioane de tichete cadou sau cash. Sau prime, cash, valoarea vom stabili în funcție de întâlnirea cu partenerii sociali, cu sindicatele. Ziua minerului este sărbătorită în Valea Jiului, în data de 6 august și conform contractului colectiv de muncă, ortacii primesc cu acest prilej un adaug salarial de 400 de lei. Ziua minerului a fost marcată în principal prin comemorarea ortacilor care și-au pierdut viața în revolta de la Lupeni în 1929 și prin evocarea protestului anticomunist care a avut loc tot aici în 1977. În fiecare an, la unitățile miniere au loc depuneri de coroane de flori și ceremonii religioase în memoria celor care s-au jertfit pe altarul Huilei.